Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în RAC. Salutări tuturor celor care au făcut atâta vizionari, 17.000, vă mulțumesc foarte mult. Mă onorați cu atâta atenție și atâta încredere. Sper pe viitor să fiți alături de mine și să vă placă ceea ce mă strădui să vă ofer din suflet și cu sinceritate. Deci, etalarea pentru Soare, Lună, Venus, Ascendent în RAC pentru octombrie 2019. Am început sezonul de toamnă cu o lună nouă, începem astăzi, da, cu o lună nouă în balanță. Balanță de obicei pentru cei cu ascendent în RAC ar trebui să pice în casa a patra, poate una ora a treia. Asta înseamnă multe, sper să am timp să fac o etalare pentru așa ceva, sau măcar o prezentare. Ideea este că la fiecare lună nouă, noi trebuie să ne setăm intențiile, să ni le spunem noaptea, când este întuneric, da? Stăm de vorbă cu noi, cu luna, și voi care sunteți marcați de lună, ar trebui să faceți asta mai mult decât ceilalți. Oricum, teoretic, toți ar trebui să avem această practică a convorbirii cu energia lunară, în cazul în care vrem să fim manifestori, să manifestăm cele mai frumoase misiuni sau dorințe pe care ni le ținem ascunse în suflet. Deci, fără să ne mai îndoim că există posibilitatea să manifestăm ceva, ne setăm intențiile la lună nouă, la lună plină, am greșit la cealaltă înregistrare, la lună plină ne eliberăm de ce n-a fost bun, de ce am învățat, de lecțiile pe care le-am asimilat, de oamenii care ne stau în cale, de situațiile care, în fine, ne-au creat disconfort, ne eliberăm la luna plină și la luna nouă punem semințele. Astăzi chiar, uite, s-a și dus oja, am plantat, am un cactus care a făcut puișori și am plantat puișorii în mai multe ghivecele. Ăsta e momentul. Plantăm dorințele și ele vor crește câte puțin în fiecare lună, evident, cu răbdare, că a vrut să sară cartea. Vom avea parte, veți avea parte și de ce vă doriți. Interesant, când am amestecat cărțile acestea, setul acesta de cărți, Rider, Whitefucker, au vrut trei cărți să apară. Regina de bute, 10 de spade și îndrăgostiții. Apoi a venit 7 de bute. Eu simt că este vorba de o relație, de dragoste. Nu mai spun când am fior, că n-are rost. O relație de dragoste în care a trebuit să alegeți să vă ridicați, să renașteți din această serie de dezamăgiri, de dureri, de înșelăciuni. Coffee cu geamăn, coffee cu suflet geamăn, voi știți. Ideea este că această relație poate să fie și la locul de muncă, da? Îndrăgostiții și doi de cupe pot să apară și colaborări la locul de muncă, da? Dar, în general, îndrăgostiții sunt relații karmice. Ideea este că trebuie să renașteți din această situație. Probabil că perechea voastră mai are de lucru cu ea însăși. Din acest motiv trebuie să așteptați. Ei, și decât să așteptați răniți, că nu faceți nimic, veți atrage perechea în stare rănită, da? Concentrați-vă pe încrederea voastră, pe calitățile voastre întreprinzătoare, eventual pe creativitate. Și e foarte important, pentru că sper să reușesc să fac și setul de cărți cu tentă sexuală. Acolo a sărit împărăteasa invers. Sunt niște probleme de creativitate. Este o dezamăgire în direcția acestei relații. Lucrurile n-au crescut. Ba încă au adâncit niște răni, poate chiar mai vechi, din copilărie. Au adâncit răni. Până la un stadiu în care unii dintre voi sunteți insuportabili. Sunteți chemați să preluați energia acestei regine de băte. Încrezătoare în ea, în șarmul ei, în capacitățile ei, da? Eventual, să așteptați 7 de bute, trezirea jumătății voastre, dar nu în starea aceasta, ci în cea de regină. Încrezătoare, întreprinzătoare, repet, creativă, eventual magică,
Poate unii să lucrați cu energie, cu reiki, cu... nu cu prostii, nu cu magie, nu cu aiurele. Cu credință, cu pasiune, cu creativitate, cu alte lucruri serioase. Le pun la loc. Le mai amestec un pic. Probabil că mesajul este pentru cineva. Să nu spune să țip că zău că nu pot. Nu pot. Și nici microfonul nu-mi doresc, nu știu să-mi cumpăr, doar ca să mă asculte unul dintre voi. Rac, soare, lună, Venus, ascendent, rac. Am văzut și, ce am văzut? Marea preoteasă și faetonul. Voi racii, ori trebuie să vă conectați la intuiția voastră, ori trebuie să mergeți către cineva care vă ajută să vă conectați la intuiția voastră. Nu magicia. Marea preoteasă nu e genul de vrăjitorică care face păcături, da? Marea preoteasă este o persoană foarte înțeleaptă. Eventual, unii dintre voi trebuie să mergeți către această persoană, da? Semne de apă amândouă, sau trebuie să mergeți către a deveni acest personaj, să vă conectați la intuiție, să lucrați cu energiile, să acumulați informații, pentru că la un moment dat, în astfel de cărță, am văzut și școală și profesorat, trebuie să și învățați, trebuie să și predați. Rac. Soare, lună, Venus, ascendent în rac, octombrie 2019. Iar s-ar cărțile, dragii mei. Faitonul ăsta sunteți voi. Vreți să mergeți mai departe? Și totuși îl pun la loc pentru că nu tăia cărțile și așa lucrez eu. Mai întâi, da? Oh, deci faiton. Vreți să mergeți mai departe? Rac. Soare, lună, Venus, ascendent în rac, octombrie 2019. Nouă de bute. Vreți să mergeți mai departe? Dar mergeți cu... Unii dintre voi sunteți răniți. Ați avut și 10 de spade și 9 de bute e o persoană rănită care încă stă în picioare. Stă în picioare, își apără onoarea, își apără teritoriul. Și dacă merge mai departe, nu merge în direcția în care a fost rănită. Asta simt acum. Aceasta ar fi centrală. Energia centrală. Probabil că în septembrie, încă suntem septembrie, da? În septembrie vom vedea cum se așează cărțile. Veți mai resimți această stare de blocaj. Probabil oricineva v-a blocat într-o direcție, ori voi v-ați blocat. Vedem. Blocajul sau provocarea. 8 de monede. 8 și 9. Provocarea este să lucrați, să vă concentrați pe dezvoltarea unor noi abilități. Să lucrați pentru stabilitatea voastră. Dacă cineva v-a blocat, nu vă lăsați doborâți, da? Concentrați-vă pe muncă. Opt, nouă. O să vă arăt cărțile. În trecutul îndepărtat, ați avut o victorie. 6 sau poate mai multe. 6 de bâte. Într-o relație. Părea victorioasă. Sau la locul de muncă. V-a mers bine o perioadă. Dar acum există niște blocaje pe care trebuie să le... Da? Să le doborâți prin muncă. Prin tenacitate. Prin răbdare, că am văzut 7 de spade. Oricum, în trecut... Ați avut momentele voastre de glorie. Că este relație, fac prezentare generală, că este relație, că este la locul de muncă, voi știți. Cum simțiți și cum rezonați? 6 de bătăi, o persoană care este respectată
și apreciată pentru reușitele sale, în trecutul îndepărtat. Asta nu înseamnă că nu aveți invidioși. Dar și invidioșii, teoretic, ar trebui să vă respecte pentru ceea ce știți și ați reușit să faceți. În trecutul apropiat, 8 de spade, ați fost blocați. Nu ați găsit soluții într-o relație. Eventual ați vrut să munciți, să vă implicați în relație, că e aer, că e foc, poate să fie orice alt semn, pentru că poate să aibă planete acolo. Nu asta contează. Ideea este că în ultima vreme v-ați blocat oarecum mental în griji, din cauza că cineva vă blochează. Sau poate niște experiențe ale voastre în subconștient stau și vă blocați singuri. Este posibil și această variantă, dar ideea este să nu vă mai gândiți la așa ceva, ci să munciți. Aveți 2 de 8. 8 înseamnă transformare. Este o transformare mentală prin muncă. Nu vă mai gândiți la lucrurile față de care nu găsiți soluții. Gândiți-vă măcar o perioadă, detașați-vă de acelea și gândiți-vă la acele chestiuni profesionale, sentimentale, familiare, de orice gen ar fi, care vă sporesc și pe care știți să le gestionați. Wow, ce frumos, în sfârșit, soarele pe strada voastră, dar este viitorul îndepărtat. Superb, superb, mă bucur, pentru că au fost câteva blocaje. Ce frumos! Imediat vorbesc și despre soare. În viitorul apropiat, 8, iar 8, al treilea 8, 8 de bâte. Și a treia carte de bâte. Fără să mai vorbesc despre soare, care și el reprezintă focul. Posibil, cineva are de-a face ori cu un semn de foc, ori cu cineva care are planete în semne de foc. Oricum, în viitorul apropiat veți comunica la distanță cu cineva. Și această comunicare vă va aduce la un moment dat în timp mai aproape de acest soare, de această bucurie, de această trezire. Mie îmi place să vă soare și ca pe o trezire spirituală, pentru că asta sunt eu, despre asta îmi place să vorbesc, să știți. Dar trei cărți de 8 flanchează această carte de 9, în care îl avem pe luptătorul rănit, obosit, care încă mai stă în picioare. Trei cărți de 8. Da? Casa a 8-a, a scorpionului, renașterea. Și ați văzut și 10 de spade la început. Renașterea, pentru că, într-adevăr, e vorba de o renaștere cu un soare în viitorul îndepărtat. Eu știu când va fi. Sper să fie totuși până la sfârșitul anului acesta. Haideți să vă și arăt. Vedeți? Sunt flancate. Ah, le vedeți? Da. Sper să nu închid. Sunt flancate. E flancat nouăle. Noul de... scuzați-mă, fac și o greșeală. E flancat acest nouă de bâte. Se flanchează și singur se blochează. Poate să fie o persoană care n-a putut să fie deschisă față de voi și din cauza aceasta v-ați blocat și voi mental. Deși ați vrut să lucrați în direcția unei relații normale, înspre victorie. Înspre soare. Dacă e o chestiune la locul de muncă, probabil că aveți de comunicat, lucrați pe internet foarte mult și ieșiți din blocajul mental și mergeți către spor, către soare. Pentru că munciți 8 de, și practic, și cu pasiune și
Efectiv, manifestați această ieșire din, sper că mă înțelegeți, da? Din griji. Soarele. Bucurie. Poate să fie și un copil pentru unii dintre voi. Dar nu simt că ar fi acum vorba totuși de o chestiune de genul ăsta. Cred că e vorba de o trezire, în primul rând, o înțelegere a lucrurilor. Mare lucru ar fi. Mare lucru. Vom vedea cum se așează în continuare. Eventual profesional. S-ar putea să fie bine. Pentru că ați rezistat. Nouă de bâte, asta înseamnă rezistență. Ok. Mai mă... Vorbește cineva pe la spate. Mai mă provoacă cineva la job. Nu-i nimic, am mai trecut prin lucrurile astea. Nu e prima oară, rezist. Nu e plăcut, dar rezist. Și pentru că rezistați, mergeți mai departe. Avansați lucrurile, că doar a apărut și faetonul. Dintr-un punct de vedere, 8 de bâte e similar cu faetonul. Sfatul nebun, s-o luați de la zero. În cazul în care e o relație care v-a ținut pe loc din cauza că ei nu și-au făcut lecțiile, cum am spus mai devreme, acel suflet karmic, luați-o de la zero. Între timp, dacă ei vor să revină, după ce își fac temele, să revină și să vă prindă din urmă. Dar voi, luați-o de la zero și cu viteză, avansați către soare. Către soare. Soare înseamnă credință. Aveți credința, o luați de la zero, da? Riscați. Nu vă trebuie mult. Pentru că soarele aici este în spate și aici este în față. Este în jurul vostru. Dumnezeu e alături de voi. Sfatul. Să riscați. Poate chiar și profesional. Poate chiar și profesional. Exterior. Wow. Moartea. Am vorbit de 8, da? Ce să mai? Ar trebui să repet ce am spus și mai devreme. Este o chestiune de transformare. Că vă întâlniți cu un scorpion sau cineva care are planete în scorpion sau planete marcaje puternice pe Pluto, pe casa 8-a. Am vorbit de casa 8-a, da? Transformărilor. Ideea este că persoana care vine vă ajută să vă transformați și să renașteți. Exterior. Puneți capăt acestor energii, da? Puneți capăt. Cineva vă ajută. Exterior. Da, poate să fie un scorpion. Ah, da! Pe 13, dacă nu mă înșel, pe 13 este lună plină. Am spus la început, de lună nouă puneți intențiile, ce vreți să faceți, cum vreți să renașteți, pe ce direcții vreți să o luați, da? Zero, zero e și lună nouă, da? De acel moment în care luna e neagră și apoi începe să crească, să lumineze, da? Să lumineze către, ce frumos, către plinătate, bine, e soare, dar să lumineze ca soarele. Ei, și pe 13... E lună plină. Vă eliberați de toate lucrurile astea. Vă eliberați de toate cele care v-au stat în cale. C-o fi semn de apă. Semn de apă care vă ajută. C-o fi semn de aer care v-a blocat. Sau au ei planete. Sau felul în care v-ați înțeles sau nu v-ați înțeles. C-o fi semn de foc care s-a blocat sau v-a blocat. C-o fi semn de pământ.
Nu contează asta foarte mult. Important este că voi trebuie să renașteți și cineva vine și vă ajută. Vă ajută să vă transformați. Sfatul este să luați de la zero, da? Exterior vine transformarea într-un fel neașteptat, pentru că în general transformarea vine neașteptat sau vine foarte încet, dar cred că vine cineva care vă explică niște lucruri de genul ăsta, pentru că în viitorul îndepărtat aveți soarele. Bucurie. De ce vă este frică? De asul de monede. Probabil vă este frică nu de as, ci că nu îl veți avea. Dar asul este și el un început. Dar este de fapt manifestarea în 5, în 6. Valeții ar fi manifestarea în 3D a acestor începuturi. Dar sfatul este să riscați. Poate unii încă vă mai gândiți la un semn de pământ, față de care ați fi vrut să aveți o legătură de lungă durată, ați fi sperat și vă este teamă că nu vă mai oferă acest lucru pentru unii. Sper că înregistrează, da? Vă este teamă că nu veți primi acest dar de bani, eventual, dacă ați avut probleme financiare și trebuie să munciți. Nu-l veți primi. Dar fiți atenți. Aici e interesant. Dacă vă blocați în aceste temeri, în aceste frici, nu veți putea să manifestați renașterea. Nu veți putea să riscați și nu veți putea fi fericiți. Interesant că și asul de monede înseamnă ca un mic soricel. Da? Deci nu puteți să manifestați asul de monede, că e cadou, că e relație de lungă durată cu cineva, o relație stabilă, faină. Dacă nu vă transformați, dacă, și ce înseamnă transformare? Înseamnă să gândiți pozitiv, nu negativ. Aici persoana gândește negativ și își face singură rău. Ce vă doriți? Doi de cupe. Evident, și eu îmi doresc același lucru. Doi de cupe. Un suflet pereche care să vă înțeleagă, cu care să comunicați foarte bine. Putem comunica foarte bine cu mulți, dar nu e suficient. Trebuie să și acționeze. S-ar putea, pentru că aveți aici moartea, s-ar putea acest suflet să fie un scorpion care vine în viața voastră și vă transformă viața. Pești, rac sau scorpion, da? Un suflet cu care împărtășiți emoții profunde, vorbiți, că exterior, da? Vorbiți și aveți aici exterior, da? Aveți 8 de bâte, da? Comunicare despre lucruri profunde, intense, despre moarte, despre înviere. Nu vorbiți despre ciocolată, despre cluburi, nu vorbiți despre așa ceva. Vorbiți despre lucruri adevărate, despre vibrații, despre energii, despre pasiune, dar altfel. Și vorbind, avansați lucrurile, ce stăream, și vă treziți amândoi. Și în primul rând voi, că e etalarea voastră. Este foarte posibil, pentru că aveți această teamă de un nou început. Da? Și sfatul este să luați de la zero. Să fie o persoană nouă, nu cea veche. Este foarte posibil. Aș vrea să-mi povestiți, nu neapărat luna asta, poate luna viitoare, poate la sfârșitul anului să-mi povestiți. Pentru că etalările nu trebuie muse să se fixeze pe o zonă din calendar. Noi o facem acum. Dar se poate manifesta și în noiembrie, și în decembrie, chiar și în ianuarie. Vorba de renaștere, da? Sfârșit de an, sfârșit de ciclu, sfârșit de karma. Vă este teamă că nu aveți parte de acest început. Sfatul este să riscați, pentru că nu veți avea parte dacă nu riscați, dacă nu o luați de la zero, adică eventual cu altcineva. Și va veni acest suflet pereche pentru unii dintre voi.
Jacint. Aveți trei arcane majore, aveți un as, aveți trei cărți care au numărul 8, transformare, aveți carte care reprezintă suflet pereche. Am văzut mai devreme sufletul karmic, twin flame, sufletul geamă, v-a dezamăgit. Aveți un suflet pereche care stă să vină după ce vă vindecați, să știți că soare înseamnă și vindecare uneori, da? Pentru că sunteți răniți, chiar dacă stați în picioare. Moartea înseamnă tot așa, transformare după o perioadă foarte grea. Finalul. 9 de monede. Sunteți. Începeți să manifestați spor financiar. Să acumulați reușite. Alt 9, dar alt fel de 9. Da? Nu mai este rănitul care stă în picioare. Este persoana care este foarte bine cu ceea ce a realizat. Are bănișori în bancă, are haine frumoase, pentru că a muncit. Are reușite la locul de muncă, are apreciere, pentru că a muncit. Și aveți în spate victorii, aveți, dar v-ați blocat în ultima vreme într-o situație. Soarele și 9 de monede. Da, pentru unii poate să fie o fecioară, că e septembrie. Poate chiar balanță. Da? Că suntem deja în balanță, în zodia balanței, dar e septembrie. Poate să fie și o balanță. Ideea este că vă echilibrați. Apropo de balanță, vă echilibrați financiar. Și nu doar, chiar și emoțional. 9 de monede e o persoană care e foarte bine cu statutul ei. Chiar dacă e singuratică. Nu singuratică. Singură. E foarte bine, așa cum, nu știu, se simte bine cu ea însăși. Stă de vorbă cu mentalul ei. Da, interesant aici, e un vultur, un uliu, care pentru mine reprezintă un mental foarte clar, foarte lucid, ceea ce nu are nicio legătură cu 8, da? 8 de spade. 9 de monede. Aici sunteți voi. Zic eu, dacă așteptați pe cineva, bănuiesc că va confirma cartea. Și îmi veți spune, pentru că da, voi munciți, vă este teamă că nu vine asul, dar va veni. Dar când va veni, când vă transformați, iar 8, repet, 8 înseamnă transformare, vă transformați mentalul. Și 8 și cu asul acesta, face? Nu. Așa le văd. Așa le văd. Ia uite. Comunicare emoțională. Valetul de cupe. Vine cineva, acest suflet pereche. Care vă va aduce bucurie. Vine. Vi-l doriți. Va veni. Aici sunteți voi și cu încă o persoană care e la fel de emoțională și care vă înțelege și vă susține. Da? Mai greu. Poate. Dar vine. Pentru unii poate să fie un taur. Ideea este că începeți să manifestați ceva. Mai prin noiembrie-decembrie. Zic eu, pentru că astea sunt cărțile care au venit după 9 de monede, da? Valetul, cavalerul care vine greu și taurii vin greu, de obicei. Pentru că sunt semne fixe și abia se mișcă uneori. Iar avem, da? Semnul taurului cel puțin 2 ori, dacă nu chiar de 3 ori. Poate fecioară. Prea pare capricorn. Dar vine o persoană într-un mod tradițional care vă va da echilibru. În acest moment eu văd Marele Preot ca pe un echilibru. Sau vă va reușitele pe care le începe să le manifestați cu 9 de, sper că mă înțelegeți, 9 de băte, vă vor confirma faptul că sunteți susținuți de Dumnezeu, aveți o susținere divină și în momentul în care aveți bănuții care își dorește fiecare să aibă, da? Puteți să manifestați un nou început, da? De la zero, dacă riscați acum și puneți intențiile, încep să se manifeste. Într-o lună,
Două. Da. Nu așteptați schimbări în două, trei zile, într-o săptămână. Vă rog frumos. Că Universul nu vă dă așa schimbarea, pac. Bine, nu ridic vocea la voi, dar doar vă spun, vă aduc aminte. Voi sau alte zodii care ascultă această etalare. Regina de bâte. Iar, semn de foc. Poate pentru unii regina de bâte v-a rănit foarte rău. Este foarte posibil. Pentru unii poate să fie un semn de foc care vine cu viteză la un moment dat, după ce a decis că vrea să-și împlinească niște dorințe cu voi. Asta e pentru câțiva dintre voi, nu pentru toată lumea, să știți. Pentru cei care ați avut de-a face cu un semn de foc, există acest cuplu divin. Dar cuplul ăsta divin și-a creat probleme. S-a separat și-a creat confuzii, supărări. Unul a avut nevoie de aventură, altul a stat și a plâns, a stat într-o stare de confuzie. Însă unul dintre voi trebuie să ia o decizie și să se ducă să exprime. Eventual, s-ar putea să-și ceară scuze și să încerce o împăcare. Dar acest mesaj este doar pentru câțiva dintre voi și mai ales pentru cei care ați avut de-a face cu cineva în semn de foc. Așa simt. Așa vă transmit. Ceea ce citim, pentru că e o etalare colectivă, într-o etalare, poate să nu fie chiar tot mesajul pentru voi, doar parte, da? Cum a fost acesta de final. Pentru unii care aveți de-a face cu un semn de foc. Dar sper că ați înțeles ce am încercat să vă transmit. Energiile sunt ciudate, dar este normal când am văzut atâția 8. Am văzut suferință, am văzut blocaje mentale. E normal să simt și stările astea. Haideți să vedem ce alte mesaje primiți. 30 și... Wow! Nu stat. Nu vreau să mai serioasă, nu pot să râd tot timpul, pentru că, într-adevăr, vorbim despre lucruri serioase. Interesant. Un scurt mesaj pentru unii dintre voi. Prin cărți de oracole și de tarot, evident, învățați să practicați încrederea, cum am vorbit la început, în creativitatea voastră, regina de băte. A apărut de două ori și acum, da. Fiți creativi, fiți inovativi în ce aveți de făcut. Că relație, că e la locul de muncă, că este liberarea de o relație veche, ca să o manifestați pe cea nouă. Aveți nevoie de creativitate, da? Și de încredere. Spun creativitate că aveți creative expression. Trebuie să vă exprimați creativ, să aveți încredere. Și pentru asta trebuie să practicați și încrederea, și creativitatea. Sunt clară? Nu știu dacă sunt clară, dar încerc să repet. Trebuie să vă exprimați creativ. Mai ales că am zis de împărăteasa care a venit invers, mai ales la cele cu tentă sexuală. Trebuie să fiți creativi. Puteți să pictați, să desenați, să dansați, să faceți ceva, să ascultați muzică. Încercați să fiți creativi și să implementați idei îndrăznețe în ceea ce faceți. Aveți încredere că lucrurile se vor manifesta, dar trebuie să aveți, am spus-o și la cealaltă înregistrare, să aveți emoții pozitive, să simțiți pozitiv. Și pentru asta trebuie să practicați aceste lucruri. Să practicați optimismul, încrederea, creativitatea. Și asta o aflați prin etalarea aceasta și poate celelalte pe care le mai ascultați, ale colegilor,
Probabil că și ei au multe mesaje să vă transmită. Cam asta ar fi un mesaj. Unii dintre voi, într-adevăr, trebuie să vă eliberați de ceva toxic. De la îngeri ce avem pentru racușori? Soare, lună, Venus, ascendent în rac. Am aici ceva, nu știu că v-am arătat la început sau nu v-am arătat. Un scarabeu, care este reprezentarea foarte veche a racului. Și am niște însemne egiptene. Poate asta să spună ceva pentru unii dintre voi? Aveți legătură cu această cultură? Vă interesează? Și aici este chiar un uliu. Probabil că aveți nevoie de ajutor, de ajutor mental, de minte clară, apropo de 8 de spade. L-am luat, l-am pus aici ca să fiu mai aproape de vibrația voastră. Un sfat pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, în rac. Exprimați-vă prin daruri. Adică, cu alte cuvinte, fiți generoși. Dar probabil că unii dintre voi trebuie să oferiți ceva. Pe 19. Mai ales Divine Masculine, da? Partea masculină ar trebui să ofere. Ar trebui să ofere Doamne, domnișoare cu care are de-a face. Posibil un semn de semnul peștilor sau cu marcaș pe semnul peștilor. Așa, așa o văd, așa transmit acum. Sunteți sfătuiți să oferiți o bijuterie, ceva frumos. Poate aveți o balanță în preajmă și este ziua lor. Mergeți în vizită și oferiți-le acest cadou. Dacă nu e balanță, echilibrați, că e nulă nouă, dar echilibrați situația, mai ales dacă v-aș certa, dacă ați făcut, eu știu, au fost niște discuții, da? Echilibrați situația cu un mic cadou. Dacă nu e într-o relație, poate cu prietenii, prietenele voastre, amici sau cineva care are nevoie de bucurie. Alt sfat, cred că sunt separate, deși pot să fie și împreună. Alt este să acționați de ca și când partenerul este aici. Ați avut două suflete perechi, da, care vin, deci o persoană vine și vă transformă viața și vă aduce bucurie. Acționați de ca și când e aici. Nu stați să vă gândiți la cel care v-a sau cea care v-a dezamăgit. Acționați de ca și când sunteți într-o relație de iubire. Doamne, dacă aș avea timp, am trecut și eu prin foarte multe, dacă aș avea timp să fac suficiente înregistrări să vă transmit anumite lucruri. Acționați, da? Faceți loc în pat pentru ei. Faceți loc, adică aveți două perne, așa se zice. Faceți loc în dulap, în locșor în care ei să-și pună locurile. Faceți-vă program în așa fel, adică nu vă... Aveți 8 de monede în crucea celtică. Nu munciți atât de mult încât nu mai aveți timp nici de voi. Faceți-vă un timp, o nișă, în programul vostru în care vă închipuiți că sunteți de vorbă cu ei. Măcar la sfârșitul zilei. Acționați de ca și când sunt cu voi. Dacă vă duceți la un club sau vă întâlniți cu prietenii, vă purtați de ca și când ați fi cu perechea voastră. Dansați de ca și când ați dansa cu ei. Și ei chiar dansează. Pentru că sunteți deja chemați, pentru cei care intrați în transformare, sunteți chemați. Sunteți deja învăluiți în această vibrație, ați intrat deja în acest dans, chiar dacă nu conștientizați. Probabil ce ați trimis către Univers în ultima vreme s-a manifestat acolo în altă dimensiune, dar urmează să vină, aveți răbdare. Am mai vrut să spun ceva, dar nu știu de ce, instantaneu am uitat. Am vorbit prea repede, probabil și intuiție. Da, sunteți fără limită. Și voi, de fapt, toți suntem fără limită. Toți. Nu uitați acest lucru. E o transformare, iar... Ia să vedem.
Da. Aveți în suflet pe cineva. Chiar dacă voi vă gândiți la o persoană, în suflet, aveți, s-ar putea altă persoană. Ia uitați-vă, ce frumos. În suflet aveți o pereche deja, cum am spus. Este în 5, în 6, da? Și urmează să se transforme, să vină în 3D. Și această relație, acest suflet trebuie să se transforme în primul rând spiritual. Sunteți voi aici, femeia aceasta, sunteți voi. Energia feminină, că sunteți guvernați de lună, da? De o energie feminină. Sunteți simbol feminin, chiar dacă sunteți zodii cardinale. Și demonstrează la dragoste. Nu uitați că sunteți fără limită. Nu vă blocați în mental, în dezamăgiri, în supărări. Nu vă blocați energiile. Ce important este, hai să încerc așa pe scurt, că n-am mai făcut de mult o etalare intimă și asta pentru că ați avut multe vizionari, 44, hai de fuga. Ia uite, dezamăgire, 3 de spate, dezamăgire, un trio. Poate nici n-a știut de a treia persoană, poate nici n-a știut, dar într-un fel, cineva a refuzat, cine s-a blocat, probabil că am mai avut pe cineva. Asta e adevărul. Rac. Vin lucruri neașteptate, într-un mod neașteptat se întâmplă și ruptura, și separarea, și întâlnirea cu cealaltă persoană. Rac. Soare, luna, Venus, ascendent. Rac. Soare, luna, Venus, ascendent. Rac. Mamă, cât am vorbit, dar măcar, măcar știu că... Ia. Mă ascultați. Ok. Nu prea multă lumină. Deci... Ce am zis că e? Ce făceam? Ce vă doriți? 8 de bâte, a apărut și în crucea celtică. Dar evident, mesajul poate să fie separat. Nu trebuie musai să avem același. 8 de bâte, ce vă doriți? De ce vă este frică? Ce își doresc ei? De ce le este frică lor? Acum, că este persoana veche, că este cea nouă, vom vedea. Deci, voi vă doriți 8 de bâte. Vă doriți o relație echilibrată. Mai devreme am văzut 6 de monede invers. Deci, ați trăit într-o relație dezechilibrată în care voi, eventual, ați dat mai mult decât, sau ați așteptat, dacă n-ați dat, mai mult decât ați primit. Și vă doriți 8 de bâte. Să mergeți mai departe și să creșteți. E o scară, da? E o flacără. Să creșteți spiritual. Și în pasiune, evident, să împărtășiți, să oferiți și să primiți. Deci vă este frică? 3 de cupe. 3 în varianta clasică înseamnă trio. Dar în varianta aceasta s-ar putea să vă fie frică eventual să nu rămâneți cumva însărcinați, însărcinate. Oh, ce frumos! Eu sper că această relație, ce cărți au apărut, reprezintă persoana care vine, nu cea care v-a dezamăgit, pentru că sunt superbe. Asta cred că sunt printre cărțile mele preferate, cupele, da? Dar în mod special aceasta. Ce-și doresc ei? 2 de cupe a apărut și în crucea celtică. În poziția dorințelor voastre, vă doriți pe cineva care să vă simtă profund. Uitați-vă ce frumos. Aici nu este doar sex, este dragoste. Este dragoste. Nu e doar pasiune. Este comunicare mentală profundă. Asta își doresc ei. Foarte frumos. De ce le este frică? De valetul de bâte. Le este frică, pentru că reprezintă bâte, le este frică, cumva, că ar fi doar pasiune și fără comunicare emoțională. Și interesant, da, interesant. Voi aveți... Le este teamă că rămân doar în stadiul acesta de valet, de iubire furată prin pădure, prin parcuri, eu știu pe unde, da?
Ei vor mai mult decât atât. Ei vor mai mult decât atât. Interesant este. Ce vă doriți voi? Pasiune și vă este teamă cumva unora dintre voi de profunzimea emoțională care ar putea să existe între voi și altcineva, eventual această nouă persoană. Și ei au emoții în poziția dorințelor și foc în poziția, vedeți? În poziția fricilor. Ei își doresc emoții, voi vă doriți pasiune, vă e frică de emoție, lor le este frică de care rămâne în stadiul acesta incipient. Un semn de pământ, regina de monede, v-a trădat, v-a rănit sufletul, 3 de spade. 7 de spade în sens clasic înseamnă minciunele. A stat împreună și nu s-a întâmplat nimic sau ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat corect. A dus la dezamăgire, la răni sufletești, mentale. Regina de monede. Că e bărbat, poate să fie și bărbat regina de monede, da? Un bărbat care nu acționează, că bărbații ar trebui să acționeze, da? Energia masculină este cea care ține de acțiune și cea feminină care răspunde. Bărbat care pe unii dintre voi v-a trădat. Ați așteptat foarte mult să ia o decizie între voi și altă persoană. Ați așteptat 7 de monede. Și ați rămas cu 4 de cupe, dezamăgire, cu tristețe. Dezamăgire și emoțională, nu doar mentală. Și trebuie să vă vindecați temperanța. Și să mergeți mai departe. Vai, ce frumos! Iar 8 de cupe, alt 8, să mergeți, să-i refuzați pe cei care v-au dezamăgit, să mergeți către... Deci după ce vă vindecați, sau vă vindecați, îi lăsați în spate, că n-a... Ia uitați ce vă așteaptă. Soarele. Eu cred că aceasta este... Cred. Îmi spuneți voi. Persoana nouă. Persoana nouă. Sau... Dacă nu e persoana nouă, persoana cu care, nu știu, ți-a avut această dezamăgire, nu v-a înțeles. Nu v-a înțeles. Vă pup, cam aceasta ar fi etalarea pentru octombrie. Aștept comentarii. Vă pup, numai bine, la revedere!